Daunele provocate de incendiul Dixie din Statele Unite sunt imense. Suprafața arsă este mai mare decât cea a New Yorkului. Incendiul a fost astfel catalogat ca fiind al doilea cel mai mare din istoria statului California. Orașul Greenville a fost distrus aproape în întregime, iar alte aproximativ 14.000 de locuințe din Sierra Nevada sunt în pericol de a deveni următoarea țintă a focului. Autoritățile californiene nu au nici acum informații despre 3 persoane dispărute după ce Dixie Fire a înghițit aproape în totalitate orășelul Greenville. 4 pompieri au fost de asemenea duși la spital pentru îngrijiri de urgență după ce o creangă a unui copac mistuit de flăcări a căzut peste ei. Sute de oameni au părăsit zona afectată de incendiu. I'm a lifelong resident of Greenville. And I want to start by saying my heart is crushed by what has occurred there, and to the folks that have lost residences and businesses. I've met some of them already. Their life is now forever changed. Cel puțin 370 de locuințe și alte clădiri au fost distruse de flăcări. Mulți dintre oamenii rămași fără case trăiesc acum în tabere improvizate, unii chiar în corturi puse la dispoziție de autorități, iar alții au optat pentru propriile rulote. With all these winds that gusted the last few days, it just threw the fire from one ridge to another. Peste 180.000 de hectare au fost până acum înghițite de flăcări. Vremea mai blândă din acest weekend a adus un oarecare răgaz celor 5.000 de pompieri care au fost detașați la fața locului. Temperaturi mari sunt însă așteptate din nou la mijlocul săptămânii, iar autoritățile estimează că incendiul nu va fi stins definitiv până pe 20 august. Alte aproape 14.000 de locuințe din Sierra Nevada sunt în pericol de a fi distruse. Potrivit unei anchete preliminare, incendiul a fost declanșat la mijlocul lunii iunie de căderea unui copac pe un cablu electric.